Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Ghercea. Începe Moldova în direct. În cadrul ediției din această seară analizăm situația politică din țară, în special în contextul alegerilor locale noi desfășurate duminica trecută în 15 localități din țară. Ne propunem să deducem ce mesaje au transmis cetățenii prin votul acordat alesului local și care sunt așteptările acestora. Totodată vom face o retrospectivă a rezultatelor obținute de guvern în primele 100 de zile de activitate, dar și a primului an de mandat a președintei țării, Maia Sandu. Despre toate acestea vom vorbi în această seară împreună cu analiștii politici Ian Lisnevski și Ion Tăbârță. Bună seara, bine ați venit la Moldova. Bună seara. Bună seara. Ca de obicei, doamnelor și domnilor, ne puteți urmări și online pe terme.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, Compania Eterna Radio Moldova. Domnilor, spuneam la începutul emisiunii că vrem să discutăm, să punem în discuție în această seară alegerile locale noi din această duminică, dar și activitatea executivului și activitatea președintei țării, Maia Sandu, în primul an de mandat. Dar iată că această criză energetică a ieșit din nou la suprafață și trebuie, de fapt, sau cetățenii cumva cer mai multe detalii și informații și o analiză, de fapt, și asupra subiectului, iată și a solicitării din partea Gazpromului, de a reîntoarce cât mai curând, sau în 48 de ore, dacă e să fim mai exacti, datoria pentru lunile octombrie și noiembrie. Este o sumă foarte mare, pe care, iată că executivul împreună cu Moldova Gaz au trebuit să găsească o soluție până în ziua de ieri. Dar aceasta așa și nu a fost găsită, din câte am văzut. Domnule Lisnevski, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți această situație? Asistăm la o problemă de ordin politic sau tehnic de această dată? Bine, aici sunt mai multe probleme, da, care s-au adăunat în această criză economică, s-a adăunat din cauza, în mare parte, întârzierii guvernării de a implica în această problemă, pentru că toate aceste probleme, ce ține de contract, ce ține de discuții, trebuiau să fie finisate, din punctul meu de vedere, încă în septembrie. Pentru că toți au știut că vine iarna, se finisează contractul, de ce guvernarea, orice guvernare este obligată, da, să țină cont de aceste probleme. Din păcate, autoritățile nu au ținut acest cont, nu au ținut cont nici de termeni, nici de bani, nici de negocieri. La început, bine, nu au dorit să implice, pentru că credeau că poate fi văzut acest lucru cumva politic, dar până la urmă noi vedem că cu întârziere permanent încearcă ceva să obțină. Mai mult ca atât, declarând criza energetică, da, noi vedem că legislativul nu se grăbește, da, să iei acele măsuri ca să limiteze în aceste termeni, pentru că din păcate, cetățenii Republicii Moldova află din presa străină, da, despre faptul că statul nostru deja întârzie cu achitarea și noi riscăm să rămânem fără gaze, cu scumpiri, cu contractul care Gazprom are dreptul, precum noi așa am înțeles, să-l anuleze. Toate aceste probleme au apărut, în primul rând, din lipsa comunicare sau din cauza că guvernul înțelege că nu se ispravește și nu dorește să informeze cetățenii ca să nu fie această panică, pentru că permanent noi vedem că și ministrul, domnul Spânu, și guvernul vine permanent cu întârziere, cu unele scuze, cu unele lămuriri, deja după ce se creează această panică, după ce deja și opoziția și mai mulți experți se exprimă sau dă o părere, sau propun unele metode, de ce, iarăși, toată responsabilitatea la momentul dat de această criză energetică este pe guvernarea actuală. Bine, cineva poate să creadă că asta este o critică, dar nu putem să găsim o scuză atunci când vara, când s-a format o nouă guvernare, nu s-a ținut cont de faptul că se termină contractul la gaze. Bine, astăzi, da, trebuie să precizăm că în această după-amiază vicepremierul Andrei Spânu a ieșit în cadrul unei conferințe de presă și a prezentat mai multe detalii, menționând că soluția a fost găsită deja încă săptămâna trecută, însă s-a mers pe faptul rectificării bugetului în Parlament, asta însemnând că săptămâna trecută a fost aprobată această rectificare în prima lectură, iar joi urmează deja în lectura a doua, astfel se vor găsi bani pentru că aceștia să ajungă la Moldova Gaz, la Energocom, de fapt, Energocom să transmită Moldova Gaz și ulterior banii să ajungă în contul Gazpromului. Și spune că este mirat cumva și el de reacția Gazpromului și de această solicitare atât de rapidă să se intervină cât mai repede cu această plată. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Tăbârță, vedeți în acest caz un șantaj politic, de fapt? Nu, în acest caz
Dacă dorim, noi desigur putem să punem accentele în acest sens sau în așa mod și trebuie să recunoaștem că anterior din modul în care s-a comportat Federația Rusă, cum s-a comportat Gazpromul, au fost șantaj sau cel puțin elemente de șantaj. Acum, desigur, Gazprom speculează politic, însă problema este una tehnică și această problemă tehnică a apărut din cauza modului în care au acționat autoritățile noastre. Ce ne-a spus nouă domnul Spânu astăzi? Că vom avea aceste cesionări, că termoelectrică va cesiona această datorie Energocomului, iar Energocomul deja va, la rândul său, va achita sau va transmite mai departe banii la Moldova Gaz. Dar de ce s-a așteptat? Dacă se știa că această procedură tehnică este într-o anumită întârziere, care ar fi fost problema să vină cu o scrisoare de informare către concernul rus Gazprom? Pentru că, cu motivare, că a fost o situație extraordinară. Procedurile noastre interne nu ne permit până pe data de 22. Vă rog să ne așteptați 5 zile, o săptămână. În așa mod, logic, ar fi trebuit să acționeze instituțiile abilitate și atunci nu ar fi apărut această tevătură în presă și totodată trebuie să recunoaștem că guvernul moldovean în această situație nu este pus în cea mai bună lumină. Desigur că noi putem să discutăm că Gazprom într-adevăr putea să se mai aștepte sau dacă erau altă guvernare la Chișinău cu altă culoare politică ar fi fost această problemă ușor soluționată doar cu un sunet la telefon și nu ar mai fi apărut în spațiu public și în așa mod. Păi asta că problema ar fi... Putem să discutăm despre aceste momente, însă totodată autoritățile noastre trebuie să înțeleagă că contractele internaționale sunt contracte internaționale. Asta nu este o factură care dacă ai întârziat-o este pe data 25, nu e o problemă dacă o plătești pe data 30 sau 31 în linii mari. Dar este un contract internațional și există anumite clauze contractuale care trebuie respectate. Și dacă tu din anumite motive întârzi o anumită perioadă, trebuie să vii pur și simplu cu o scrisoare de preîntâmpinare, explicare și așa mai departe. În rest, ce putem să spunem? Încă o dată, acest caz ne arată că încă echipa guvernamentală nu este una experimentată. Și trebuie să, într-adevăr, să scoatem în evidență că această criză energetică a coincis cu faptul când un partid sau nouă persoane și-au intrat în guvernare, lipsă de experiență, acomodare la funcții. Am văzut la început anumite șovăieli că cine trebuie să negocieze contractul Gazprom, că Moldova Gaz, că guvernul și așa mai departe. Elementar, anumite persoane au nevoie ca să se deprindă cu funcția. Au nevoie de pe anumită perioadă să înțeleagă cum funcționează anumite mecanisme. Eu nu cred că în cazul ministrului Spână a fost o reavoință sau autoritățile noastre nu au intenționat. Însă banala lipsă de experiență în această situație le-a jucat sau le-a făcut o farsă. Sper să le fie o experiență bună, să se învețe din mers și ulterior să nu mai avem astfel de momente care nu pun în lumină pozitivă guvernul Republicii Moldova, indiferent că este Gazprom sau este o altă companie internațională din alt stat. Da, dumneavoastră ați menționat despre faptul că ar fi trebuit executivul să informeze concernul Gazpromului despre faptul că, uite, se întârzie din punct de vedere procedural, iată, această transmitere a lichidității acestei datorii. Acest lucru l-a și făcut guvernul, cel puțin din spusele viceprim-ministrului Andrei Spânu. A menționat în această după-amiază și acest lucru că Gazprom a fost informată despre faptul că, uite, urmează săptămâna viitoare, deci în maxim 10 zile să fie aprobat de Parlament, iată, rectificarea bugetară, iar ulterior vor ajunge banii deja pe conturile Gazprom. Și iarăși vorbeam despre faptul... Probabil că așa a fost, însă nu este clar, într-adevăr. Aici păi este... iarăși nu este clar, în acest caz nu este clar atunci reacția Gazpromului, despre exact, care nu este, spunea nu este și clară... domnul Spânu că regretă că s-a întâmplat în acest fel. Din acest motiv aș fi fost transmisă și astăzi
o scrisoare către Gazprom din partea executivului de la Chișinău. De fapt, aici foarte multe sunt semne de întrebări. În primul rând, și da, față și de Gazpromul, pentru că este o declarație de ministru și dacă trebuie să dăm credință, da, atunci când declară că totuși Gazpromul a știut, dar iarăși, da, domnul Tăbârț a menționat că oricum criza energetică este și un, așa zicem, o metodă geopolitică și Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru. Când domnul Spână a fost în Federația Rusă, bine, și domnul Popescu a fost în Federația Rusă, au discutat acele contracte, trebuia să țină cont de acele termeni. Adică mie îmi pare că da, e posibil, e un alt fel de guvernare de care nu acum, la momentul dat, se propune de faptul că noi vom întârzia, noi vom realiza, pentru că guvernarea și parlamentul inclusiv au avut posibilitatea să grăbească aceste lucruri, pentru că era declarată criza energetică. În momentul că totuși s-au ajuns, da, la discuțiile astea, pentru că a fost o perioadă destul de lungă, de o lună de zile, când nu se știa ce preț va fi, cu ce preț vom cumpăra. Și în sfârșit s-a întâmplat acest lucru și domnul Spână a plecat în Federația Rusă, a semnat totuși un acord, un contract. Acest contract, în primul rând, trebuia să fie transparent. Adică trebuia să fie arătat prețurile, toate discuțiile, ca să nu apară semne întrebări sau posibilități pentru opoziție ca să critique. Asta una. Doi, domnul Spână trebuia să grăbească împreună cu echipa PAS, da, toate aceste procesele, pentru că, da, se vorbește de 10 zile de Curtea Constituțională că trebuie să fie mai transparentă, că trebuie să discute aceste lucruri. În condițiile când Republica Moldova riscă să piardă un contract, mi se pare că aceste lucruri s-a putut să grăbească. Ședințele Parlamentului să fie nu pur și simplu făcute pentru unele declarații populiste, da, de analizat activitatea, nu știu, CNA-ului, altele lucruri care s-au făcut până acum, dar anume pe bugetul pentru 2022 și anume pe această problemă. Iarăși, s-au lăsat foarte multe întrebări, de ce iarăși, până la urmă, chiar noi nu știm, adică și mai mulți experți nu au informație veridică, ce anume s-au discutat, care sunt condițiile și care, de ce, dintr-o parte putem, da, să vorbim că Gazpromul, da, a venit cu o declarație și posibil că această declarație este politică. Putem vorbi că guvernul a întârziat, pentru că iarăși aici au fost două declarații. Ieri s-a vorbit una că nu se știe despre aceste condiții, azi deja se spune că se știe, dar nu s-a ținut cont de aceste termeni. Deci e foarte complicat în această situație, mai ales că este și criza energetică mondială, iarăși în care au fost implicate mai multe țări, dar aceste țări au avut, mi se pare că, da, cum și-a zis domnul Tărbâț, mai mare experiență, chiar și România, chiar și Germania, care au negociat cu Federația Rusă și au obținut un contract destul mai bun decât Republica Moldova. Da, referitor la această informație și această nouă clauză, ca această datorie să fie reîntoarsă într-un termen restrâns sau până la data de 22 noiembrie. Da, era menționat în acel protocol care a fost semnat la Sankt Petersburg atunci la începutul lunii noiembrie, da, sau sfârșitul lunii octombrie, de fapt. Octombrie. Da, în acel moment. Despre asta vorbește și șeful de la Moldova Gaz, Vadim Înceban, a spus această informație. Dar, iarăși, voiam să întreb, a fost starea de urgență în această perioadă? Era întrebat domnul Spânu de ce nu s-a putut, în acea perioadă, s-ar fi putut grăbi procedura respectivă, astfel încât banii să ajungă cât mai curând, datoria să fie întoarsă și să respectăm termenii respectiv. Dumnealui spune că s-a ales o cale mai transparentă și din acest motiv am decis prin Parlament să treacă. Bine, o ședință extraordinară, domnul Lisnevski menționa despre faptul că Parlamentul ar fi putut să organizeze o ședință ceva mai devreme, anume pe acest subiect. Deocamdată nu neapărat transparența este punctul forte al actualului guvern. Spre exemplu, despre negocierile la Sankt Petersburg, purtate de domnul Spânu, mai multe aflam din mass media rusească decât din comunicatele ministerului sau comunicatele guvernului. Dar asta deja este o altă discuție. Eu nu cred că acum ar trebui și ar fi o greșeală să începem un fel de ping-pong. A fost, nu a fost această scrisoare. Problema este că guvernul, ministerul respectiv, a avut 3 săptămâni la dispoziție, unde neapărat trebuiau să urgenteze lucrurile ca până la urmă să ajungă la data respectivă acea sumă de bani necesară să fie livrată. Au fost 3 săptămâni. Noi avem stare de urgență în
domeniul energetic. Ne-am văzut cu acest contract, gata, am răsuflat ușurat, strânge în laure. Nu, e o abordare total greșită. Noi toți înțelegem că acest contract, sau cel contract semnat de către Guvernul Republicii Moldova cu Gazprom, are anumite pietre subterane. Noi încă nu le cunoaștem. Dar ceea ce este vizibil, ceea ce este tehnic, cred că noi nu trebuie să ne creăm singuri probleme. Da, noi înțelegem că acum Federația Rusă, Gazprom în acest dat, se joacă, dacă doriți, politic, cu faptul că echipa guvernamentală de la Chișinău nu este una experimentată. În plus, are actorii săi care influențează anumite lucruri în modul care le convine. Spre exemplu, Moldova Gaz, aici în Republica Moldova. Însă, guvernul nu trebuie să permite pe anumite aspecte tehnice să se ajungă la această situație. Eu cred că timp de 3 săptămâni se reușea în proceduri de urgență. Sunt de multe ori legi în Parlament care se adoptă într-o zi, două. Într-o ședință, în două lecturi, pardon. În această situație nu cred că cineva ar fi avut motive critici. Da, poate să critica că s-a negociat atât de târziu. De ce nu, cum spunea domnul Lesnevski, prin septembrie și așa mai departe. Dar în această situație, faptul că este nevoie de o anumită sumă de bani ca noi să o livrăm și este clar că la moment Moldova Gaz nu dispune de această sumă, tot este clar. Asta e altceva, că într-adevăr noi trebuie să vedem ce cu această companie Moldova Gaz, care sunt cheltuielile, care este managementul, de unde aceste condiții de lux, de unde acea reparație, de unde acele fonduri, au fost din banii contribuabililor sau nu, asta deja este o altă discuție. Însă acum eram la momentul tehnic, când până pe data de 22 noiembrie, dacă să ne uităm la acel protocol sau la acel punct 8 al protocolului negocierilor, noi să găsim această sumă sau să identificăm de unde luăm această sumă. Am văzut că s-a identificat. Care era problema dacă mai înainte nu se aștepta cu o săptămână? Deci, sigur, Federația Rusă sau Gazprom să fost puțin mai loială, mai predispusă în a comunica sau în anumite discuții cu actuala guvernare, probabil la nivel tehnic nu se ridica așa problemă în spațiu public. Da, când aveți pentru data 22, domnul Spânu, spre exemplu, sau ministerul respectiv spunea, haideți, vă rog, ne așteptați 3, 5 zile, o săptămână. Nu era o problemă, că sunt în anumite situații rețineri mult mai mari ca și termeni. Totuși au trecut câteva zile, nu este o problemă. Însă este evident că Federația Rusă a jucat politic, însă problema că noi am dat motive Rusiei să speculeze această situație politic și geopolitic. Domnule Lesnevski, am auzit despre anumite, domnul Dăbârză menționat despre faptul că acest contract semnat cu Gazprom ar putea să ascundă mai multe pietre. Iată, și întrebarea este dacă aceasta ar putea să fie prima piatră aruncată în direcția Republicii Moldova? Faptul ăsta, noi sunt gândeam nu cred că asta prima. La mesajul care a fost, iată, transmis societății, pentru că, da, trebuie să recunoaștem până la urmă, este un mesaj care îi pune pe toți în gardă, da, în timp de 48 de ore. Există toate riscurile, da, să fie sistată livrarea de gaze naturale în Republica Moldova. Este un mesaj foarte puternic care, iată, a ajuns la fiecare, în fiecare casă. Mi se pare că asta și cu piatra adăugătoare nu am permis totuși. Vorbesc cum a dăunat, de fapt, și cum dăunează, de fapt, acest aspect. Și ce își propune, de fapt, Gazprom sau Federația Rusă cu transmiterea unor asemenea mesaje. Bine, dacă să vorbim despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, da, noi am văzut dintr-o parte deschiderea despre relații bilaterale, da, între doamna Maia Sandu și domnul Kozak. Apoi am văzut vizita lui domnul Popescu și întâlnirea cu domnul Lavrov. Dintr-o parte este această imagine de a unei relații bilaterale. Însă, evident, absolut toți înțeleg că această relație este destul de intenționată din cauza mai multe factori. De ce? Mi se pare că chiar din acest punct de vedere Republica Moldova trebuie să fie mai atentă. Și ceea ce s-a întâmplat astăzi, da, sau ieri, mai exact, mai degrabă este o greșeală a Republicii Moldova. Pentru că pietre ascunse care poate fi în contract, poate fi cu mult mai grave, da? Pentru că, iarăși, nimeni din experți economici care pot face o analiză la un contract sau juridic nu au văzut de plin acest contract. Deci este foarte complicat despre acest lucru de vorbit. Din alt punct de vedere, da, Gazprom este o companie comercială care livrează serviciile, da, livrează gazul la
mai multe țări și noi vedem că în unele țări, chiar în țările NATO, da, cum am menționat și România, în așa țări europene ca Estonia, Lituania, Germania, aceste probleme nu există. Este doar o înțelegere de piață. Evident, aceste țări sunt departe, da, de așa zisă axă antirusească, ca despre care a vorbit domnul Bolton, da, România, Republica Moldova, Ucraina, da, care sunt primele, de fapt, pe această linie, însă Republica Moldova are posibilitate mai mare decât Ucraina, apropo, să aibă o relație diplomatică cu Federația Rusă. Dar iarăși, cum și cu Federația Rusă, cum și cu Statele Unite sau altele țări, mi se pare că Republica Moldova trebuie să reiasă din propriile interese și permanent să înțeleagă că aceste actori sunt care, iarăși, apără interesele lor. De ce? Nu putem zice că da, de astăzi ne împrietenim cu Federația Rusă, noi ne împrietenim cu Uniunea Europeană. Republica Moldova are o singură direcție, integrarea în Uniunea Europeană. Mai multe țări vorbesc despre acest lucru, că posibilitatea Republicii Moldova de a deveni o țară europeană este prin relația bilaterală cu mai multe țări, inclusiv cu Federația Rusă. Este un punct foarte important, pentru că, apropo, recent președintele Estoniei a vorbit și despre problemele din Republica Moldova și despre problemele din Ucraina, în care Moldova are șanse cu mult mai mari, din cauza că totuși este o relație cu Federația Rusă deschisă, de ce că conflictul transnistrean în mare parte este conflict iarăși doar în ghilimele, aici deja este o altă temă, dar nu este un conflict de armată, de ce, bine, plusuri Republica Moldova are. La momentul dat nu le folosește, dar din cauza că nu are experiență, din cauza că această echipă încă nu este experimentată, deci din cauza că această echipă este axată pe altele probleme, mie îmi pare că secundare, da, care încearcă să le rezolve. Dar uite de problemele care sunt actuale și trebuie să fie rezolvate azi, dar nu mâine, dar nu poimâine. Pentru că, iarăși, orice țară, orice agent economic poate să zică, dumneavoastră ați încălcat contractul, eu mai departe nu doresc să livrez sau nu doresc cu acest preț să livrez care noi am discutat. Adică, și va fi o problemă pentru Republica Moldova. De ce noi trebuie să ținem cont și mai ales la relații internaționale? Pentru că, în primul rând, este și imaginea Republicii Moldova. Într-al doilea rând, noi nu putem să vorbim despre riscurile care pot urma după aceste greșeli. Da, riscuri, despre riscuri vorbiți dumneavoastră și iarăși despre precedente, de fapt, care se creează. Vorbesc și alți reprezentanți din societatea civilă, de exemplu, pentru că menționează că alte companii, în acest caz, guvernul va achita această datorie, va oferi un ajutor pentru Gazprom ca să acopere această datorie către Moldovagaz, ca să o dea această datorie Gazpromului. În acest caz, ar putea și alte companii care au acumulate datorii să solicite ajutorul din partea guvernului. Totuși aici este o diferență, ar putea să fie o diferență sau similară o situație și pentru alte companii? Da, am văzut astfel de comentarii, totuși noi trebuie să luăm în calcul că este o situație fără precedent. Noi am avut stare de urgență în acest domeniu. Alta e problema că noi puțin am făcut sau practic nimic n-am făcut pentru a ne securiza domeniul energetic și cred că aceste speculații acum sunt contraproductive. Da, noi putem admite astfel de momente, însă când apar situații tot de criză grave, nu știu, gen pandemice sau de altele, dar aici eu cred că guvernarea trebuie să fie atentă la detalii, la imaginea internă și la imaginea externă. Haideți, totuși, noi am avut această situație legată de noi, de criza energetică. Federația Rusă a jucat politic, geopolitic. Volumul pe care îl livrează pe lună Federația Rusă, Republicii Moldova, în această criză de gaze naturale, este una nesemnificativă și Federația Rusă s-a vrut ușor livra volumul necesar. Nu trebuia să scadă cu 30% presiunea gazelor naturale în gazoduct. Nu trebuia să vină termocentrala cu Ciurgan, care este controlată tot de Federația Rusă, să ne vorbească de când încheiați un contract, că noi vor apărea, noi putem să nu vă livrăm energie electrică, apare domnul Ceban și puneți jumătate de ceainic în apă și nu tot. Aici au fost niște aspecte de astea care s-a pus presiune asupra Republicii Moldova. Însă, noi nu suntem cei mai importanți, nu, noi suntem miza jocului
Federației Ruse. Federația Rusă, pe domeniul gazelor naturale, duce un joc energetic, geopolitic, la nivelul întregului continent. Jocul mare, la nivelul continentului european, este Nord Stream 2. Acest gazoduct care trebuie să lege Federația Rusă sau această țeavă trebuie să lege direct Federația Rusă cu Germania, evitând o serie de state europene. De fapt, Federația Rusă vrea să le scoată pe aceste state să nu mai fie state de tranzit. Și, desigur, aici Ucraina este o altă miză a Federației Rusă. Aici, în regiune propriu-zis, este Ucraina miza Federației Rusă. Noi, mai degrabă așa, complementar. Noi am fost folosiți în acest joc. Cauza Republicii Moldova a fost lobată de o serie de capitale europene. Însăși, președintele Maia Sandu ne-a spus nou, recent, că în permanent am ținut pulsul cu toți liderii. Inclusiv am vorbit și în Federația Rusă. Și atunci când, la nivelul european, pentru tine, se lobează cauza ta, tu ce faci acum? Tu, în loc să ții la această imagine, tu din potrivă, pentru că, apropo, din nou a apărut această problemă a dării în exploatarea Nord Stream 2, reglementatorul din Germania a suspendat deocamdată, vedem presiunile SUACA, până la urmă acest gazoduct să nu fie dat în exploatare. Federația Rusă din nou a început să livreze cantități mai mici, iarăși a crescut prețul la gaze naturale. Vedem cum Federația Rusă deschide acum un nou front energetic în domeniul gaze naturale. Și de ce nu se deschide aici un foc local, spre exemplu Republica Moldova, să fie așa un semn de preîntâmpinare. Nu, Federația Rusă pe noi n-a înțeles fără gaze naturale. Dar problema este o zi, două liber, ușor poate să ne deconecteze. Și atunci va fi un puternic semnal de avertisment și spre partenerii europeni unii să duc jocuri, dacă Federația Rusă nu glumește. Și iar Republica Moldova este o miză mică pentru Rusia. Dar totodată au desferit cetățenii, au desferit oamenii. Exact. Și criza de imagine, iată, în acest moment, ce trebuie să facă executivul, guvernul, să apere să fie interesul cetățeanului? Aceste detalii tehnice. Mai atent, cum ar trebui să acționeze în acest trebuia caz? Trebuia să urgenteze să îndeplinească acea condiție tehnică. Aici este. Avem răspunsul de astăzi că, iată, se va produce acest lucru și până la sfârșitul săptămânii vom rezolva această situație. Este și ne spune Federația Rusă și credem în cazul dat că avem și punctul 8 a protocolului, că până pe data de 22 trebuia delivrat, înseamnă că trebuia delivrat sau trebuia de achitat această sumă. Și nu o să mergi, sau dacă într-adevăr ai informat, să fie o informație de asta temenică, pentru la noi, într-adevăr, nu este clar că s-a informat, nu s-a informat, în ce mod s-a informat, asta tot este important. Cui s-a dus această informație că Republica Moldova va întârzia o zi, cu două, cu o săptămână? Pur și simplu aici, eu cred că mai degrabă este lipsă de experiență, nu vreau să zic că este lipsă de profesionalism, mai degrabă este o lipsă de experiență că din punct de vedere tehnic, această situație putea ușor fi depășită sau ușor nu se putea de ajunge în această situație. Da, asta ne întrebam, ca să nu fie explodată această informație în mod public și, așa cum spuneam, a ajuns la cetățeni și oamenii deja își pun întrebări ce trebuie să facem și cum să ne pregătim de o asemenea eventuală situație sau eventuală sistare a gazelor naturale. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Lisnevski, revertul la precedentă creată că în guvernul ar putea să fie pus în astfel de situații ca unele companii să solicite ajutorul din partea statului ca să fie acoperite și alte datorii. Bine, ce ține de alte companii, domnul Tăbăr s-a deja explicat, adică este total diferită situația, da, pentru că aici este întrebarea cu mult mai mare, adică nu doar de gaze, pentru că din cauza gazelor, adică poate să mărească și altele prețuri, adică să meargă un val de majorări, închideri chiar a companiilor mici sau mijlocii. Aici mai mult e un aspect economic, dar principalul pentru guvernarea singură să nu facă greșeli, să nu comită acele greșeli care pot duce situația în această situație, pentru că noi am văzut deja două cazuri când această problemă energetică internă a apărut și a apărut în două cazuri, anume din cauza greșelii sau întârzierii autorităților.
Principalul să țină cont de toate restricțiile, mai ales la ce ține la nivel internațional, când încearcă miniștrii noștri să meargă, nu contează, în Uniunea Europeană, în Federația Rusă, să țină cont de cele declarații care le fac, bine, poate nu le dau public la cetățeni. Asta una. Două, foarte mult am auzit și de la domnul Spânu faptul despre transparență. Nu poate exista transparență atunci când nu există comunicare. Și problemul, și parlamentul, și guvernul, mare pare, mai ales guvernul, are problema aceasta în comunicare. Pentru că noi vedem comunicatele din partea guvernului, vin cu întârziere, cu câteva zile. Adică informația deja apare undeva peste hotare și, practic, cetățenii din Republica Moldova se informează din presa străină. Asta aspectul 2. Și a treilea, mie îmi pare că aspect care poate să influențeze la toate aceste lucruri, actualul guvern nu are timp să adapteze la situație, pentru că despre criza pandemică s-a știut, despre criza energetică s-a știut deja la sfârșitul august. Adică există foarte multe informații și nu pot să înțeleg, pentru că sau nu se analizează situația mondială sau internă, nu se analizează, adică, care sunt problemele principale a cetățenilor. Toate aceste lucruri deja se știu, dar reacția din partea guvernului vine, îmi pare, că prea târziu. Înțeles. Am putea ajunge în situații similare și în viitorul apropiat? Vedeți asemenea cazuri? Cum ar putea să mai acționeze, de exemplu, Federația Rusă? La fel, fiind implicat, de fapt, în jocuri geopolitice, de altfel, și având alte interese, doar că Republica Moldova are de suferit de pe urma acestor interese mai globale, mai mari. Criza energetică nu a fost depășită. Republica Moldova nu și-a securizat încă domeniul energetic. Desigur, crize pot apărea și acest lucru era de anticipat. Însă problema este că acum sau pe viitor noi să nu... Singur să nu dăm pretext de a crea anumite crize. Aici nu trebuia să fie un moment de neînțelegere cu Federația Rusă. Mai degrabă, poate aici, în această situație, mult spus criză, că totuși a fost o neînțelegere tehnică, repede se va fi soluționată, însă guvernul nostru trebuie să ia în calcul că ne așteaptă discuții serioase cu Gazpromul și sunt sigur că vor apărea probleme legate de cea datorie de 709 milioane de dolari, dacă nu mă greșesc, sau peste 700 milioane, pentru malul drept al râului al Nistrului și de unde s-a acumulat, cum noi nu recunoaștem această datorie, avem nevoie din audit practic sunt sigur că aici vor fi discuții serioase și chiar este posibil să avem anumite neînțelegeri. Și de ce nu? Federația Rusă nu va fi iar de acord, va spune că voi nu vreți să întoarceți datoria, poftim, gata, suspendăm contractul și iarăși suntem în situație de suspans sau suntem în situație de pericol. Pe noi ne așteaptă încă momente complicate legate de domeniul energetic în discuțiile cu Gazpromul, care noi am văzut foarte clar, nici pe departe nu sunt unele simple. De ce trebuie să facem posibil să nu dăm motive în plus Gazpromului să strice, nu vreau să zic strice reputația, dar să acuze Republica Moldova de neprofesionalism. Pentru că la un moment dat undeva poate într-o anumită balanță să conteze foarte mult. Noi în domeniul energetic cred că specialiștii de acolo au nevoie de discuții serioase, cred că ministrul Spânu ar trebui să inițieze anumite cu discuții, un anumit dialog cu tehnicienii, cu experții din societatea civilă, cu mai multe instituții. Noi trebuie să știm clar unde suntem cu această securitate energetică, care sunt punctele ei vulnerabile. Noi avem nevoie de o analiză, o radiografie a domeniului, și totodată, desigur, un plan de acțiuni pentru a fortifica domeniul. Altfel,
tot timpul vom sta în acest suspans sub pericolul că să ne fie gazele naturale deconectate. Dar credeți că în acest moment există un plan de acțiuni și mă refer aici, iată, la continuarea discuțiilor. În prima fază a fost semnat un contract, da, pe o perioadă de 5 ani, dar urmează să fie, să aibă loc și acele întâlniri la nivelul comisiilor interguvernamentale, acolo unde deja se va discuta asupra auditului de la Moldova Gaz despre cum au fost acumulate datoriile, care este de fapt suma datoriei reale și așa mai departe. Deci cum vedeți dumneavoastră soluțiile și cum ar trebui planul de acțiuni? Mă întrebam dacă există un plan de acțiuni în acest moment, cum mergem sau la masa de negocieri atunci? Bine, la plan intern, mi se pare că actuala guvernare nu are un plan de acțiuni finisat, dar putem vorbi despre elaborare. În primul rând, din cauza timpului, da, mi se pare că pentru o analiză amplă, un audit de situație care este, a trecut foarte puțin timp, iarăși, bine, din momentul apariției, s-a remediere, adică practic din luna septembrie până situația actuală, aceste lucruri mi se pare că iarăși au nevoie de o perioadă mai mare și trebuia să înceapă iarăși imediat când s-a știut despre această problemă. Parțial, da, se vorbește că totuși există un plan în ghilimele de acțiuni pentru relații bilaterale cu Federația Rusă. La plan extern, aici iarăși putem vorbi că el nu există și la momentul dat nu poate exista din cauza, în părerea mea, pentru că cu vinerea nouă guvernării, da, noi, Republica Moldova a deschis relații cu mai multe țări europene. Acest lucru este foarte bun, adică noi am văzut multe vizite a unor miniștri, președinte, dar totuși în relații cu Federația Rusă, da, noi mai mult mizăm pe partenerii noștri, pe ajutorul partenerilor noștri. Acest lucru este, dintr-o parte, este bun, dar din alt parte, da, noi așa am vorbit și domnul Tăbârță a vorbit că Federația Rusă are o posibilitate de a influența un continent întreg. Și chiar acest gazoduct Nord Stream 2, da, care experți economici din Uniunea Europeană, tot cu livrarea gazelor, au socotit peste 50 de trilioane de euro, credeți-mă, nici o țară n-a să-și bată capul pentru Republica Moldova când este vorba despre așa bani. Mai mult ca atât, 70% din acest gazoduct este achitat de Federația Rusă. Deci noi și vedem în această criză economică, dacă a să atrageți atenție, fiecare țară singură, proprie, își apără interesele pentru ea. Și deja a doilea rând, dacă este posibilitate, da, totuși discută despre unii parteneri. De exemplu, Germania poate să vorbească despre Republica Moldova, dar iarăși este, nu știm la ce nivel. Deci noi trebuie să înțelegem că în relații bilaterale cu toate țările, noi, da, dacă avem posibilitatea de miza pe unii parteneri, asta e una, dar în primul rând nu trebuie să avem o proprie strategie cu toate riscurile, poate să exist, bine asta, la nivel ideal. Și în mare plan, la plan inter, s-a discutat foarte mult despre energie din Ucraina, din România. Și abia acum, da, aici apropo și o critică și guvernărilor precedente, pentru că deja trebuia să se gândească, adică la o posibilitate de a primi energie, da, sursele acestea din alte țări. Nicătând că faptul, da, chiar și în România, da, se livrează din Federația Rusă. Dar totuși, poate se întâmple orice. Deci, o alternativă, Republica Moldova și o țară dezvoltată care se gândește la o relație diplomatică cu partenerii, trebuie să se gândească la aceste lucruri și iarăși să negocieze și cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Da, vorba vine legătură cu despre relațiile externe, vreau să mă refer aici, și anume mandatul de un an a președintei Maia Sandu. Dumneaei face aceste legături și cumva deschide Republica Moldova în fața diferitor parteneri de dezvoltare și altor state membre, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Într-adevăr, de la începutul mandatului a avut mai multe întrevederi cu șefi de state, a mers în diferite vizite oficiale și în la Chișinău au venit mai mulți omologii de dumneaei. Chiar și astăzi s-a întâlnit la București cu președintele României, Klaus Iohannis, dar aici, ca să facem o concluzie la acest subiect, ați menționat și dumneavoastră, domnule Tăbârță, ceva mai devreme, că în cazul discuțiilor și posibilității prelungirii contractului și semnării unui nou contract cu Gazprom, ne-a ajutat mai mulți partenerii de dezvoltare europeni, de exemplu, care au tot bătut și au transmis mesaje către Federația Rusă, ca să obținem și noi un contract semnat în cele din urmă și să pornească livrările spre Republica Moldova.
dar nu s-a dat de înțeles sau dumneavoastră că nu s-a mers pe mesajul direct din partea autorităților de la Chișinău către cei de acolo. Vă referiți aici că din cauza că nu a fost o discuție la nivel înalt dintre șefii de state, de exemplu, dintre șefii de executiv, din acest motiv nu. Au loc aceste discuții cumva... Nu, chiar așa. Spre exemplu, aceeași președinte Maia Sandu a spus că în permanență a avut convorbiri, a menținut dialogul cu domnul Dmitri Coză, care este o persoană foarte influentă, foarte importantă în ierarhie de la Kremlin. Noi, de fapt, trebuie să facem totuși anumite delimitări. Care sunt prerogativele șefului statului și care sunt prerogativele guvernului. În cazul dat de acest contract răspunde Guvernul Republicii Moldova. Desigur, la noi s-a început oponențe politici, s-a început așa niște curente de opinii pentru a ne spune că haideți, trebuia să meargă președintele Maia Sandu sau că a participat la platforma Crimeei. Nu. Cred că sunt abordări greșite. Șeful statului pe politică externă face o treabă nu că bună, dar foarte bună. Asta este în prerogativele ei constituționale, alături de cele legate de apărare și securitate, dar administrarea propriu-zisă treburilor țării nu este în competența președinției. Din păcate, guvernul nu se ridică la prestația președintelui și aici este o problemă, cu excepția poate unor ministeri. Apropo, Ministerul de Externe și Integrare Europeană are o prestație foarte bună. Și din acest punct de vedere, acest cuplu, președinte-guvern sau președinte acest minister, noi vedem că dă rezultate bune pentru o serie de vizite foarte importante pentru Republica Moldova. Inclusiv am văzut cum se încearcă de a lega un dialog, cum a fost el numit, constructiv bazat pe pragmatism cu Federația Rusă. Pentru mine sau pentru mulți care gândesc la rece și nu încearcă cumva să meargă pe aspectele sentimentale, emoționale, vizita domnului Popescu la Moscova a fost una foarte bună. Pentru a iniția un dialog. Vom vedea ce va urma ulterior. Desigur că o serie de concurenți speculează că nu o primește Putin. Ca să ajungă să se întâlnească cu Putin, trebuie să ajungă la câteva rezultate concrete. Eu nu cred că Republica Moldova face acele întâlniri cu Putin pe care le avea Igor Dodon. Spre Sitiu Dodon, asta a fost în bataie de joc, așa, într-un mod persiflant. Mai degrabă să nu ai întâlniri deloc, decât să ai întâlniri de așa gen. Noi trebuie să avem această demnitate. Noi avem nevoie de un dialog foarte bun cu Federația Rusă, pentru că această relație este răstanțieră și același Igor Dodon nu a contribuit la îmbunătățirea ei. El mai degrabă a mers pe anumite aspecte personale de a câștiga imagini politice și poate mulți ar spune și au fost și aspecte pecuniare, dar asta este o altă problemă. Dar Igor Dodon nu a dus relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă într-un dialog constructiv. Acele probleme care existau până la el și acum există. Și este nevoie de a soluționa aceste probleme. Piața rusească de desfacere pentru mărfurile agroindustriale și cele vinicole. Problema migranților de acolo. Am văzut mai nou, sau de fapt și mai vechi, problema energetică. Noi, chiar și având acest vector de strategic de dezvoltare, integrarea Uniunii Europeană sau apropierea Uniunii Europeană, trebuie să avem un dialog cât mai bun posibil cu Federația Rusă. Desigur, luând în calcul că Federația Rusă este un mare actor geopolitic și își dorește ca Republica Moldova să facă parte din sfera ei de influență. Însă noi trebuie să avem poziția noastră cu demnitate și să mergem pe o poziție, pe o politică externă în a ne apăra interesele noastre naționale. În acest moment avem această poziție fermă și demnă, adică este de succes cumva o asemenea poziție să avem și cu Occidentul și cu cei din Est o relație bună? Cu Occidentul noi vedem că relația este foarte bună. Mai degrabă avem o deschidere spre o relație foarte bună. Apropo, imediat după alegeri, Comisia Europeană a felicitat Republica Moldova, dar cu nouă schimbare, cu anumite această opțiune a cetățenilor care își doresc o reformare și democratizare Republicii Moldova. Vă referiți la alegerile prezidențiale? Nu, alegerile parlamentare. Dar, totodată, s-a menționat foarte bine în acel comunicat că Uniunea Europeană va coopera, va susține în continuare Republica Moldova, însă politica condiționalităților nu va dispărea.
pentru că Uniunea Europeană și-a tras lecția din povestea de succes a Republicii Moldova din 2009, 2012, 2013. Pe de o parte eram povestea de succes, dar pe de altă parte se punea bazele acelui regim oligarhic. Noi avem deschidere din partea Uniunii Europene, însă cum ne vom mișca va depinde de noi. Cum vom implementa acordul de asociere. Dacă noi vom, într-adevăr, vom fi serioși, vom face, într-adevăr, reforme, atunci, da, această relație va aprofunda. Dacă nu, ea va rămâne în această situație de stagnare în care am fost practic după anul 2015. Referitor cu Federația Rusă, va fi un dialog foarte, foarte dificil. Este clar că acum la Moscova s-au fost trasate anumite direcții de cooperare. Vom vedea cum vor evolua aceste relații Moldo-Rusie. Depinde ce am înțeles, pentru că în anumite situații noi înțelegem una, cei de la Moscova poate înțeleagă alta. Așa au fost guvernele precedente. Undeva una spuneam la Moscova și alta spuneam la Bruxelles sau alta, ceea ce este contraproductiv și am văzut că nu am ajuns nicăieri. Și acum, referindu-mă doar la activitatea președintei țării, cum o vedeți? A reușit să obțină încrederea, cel puțin, a partenerilor de dezvoltare, dar mai ales să răspundă cumva așteptărilor cetățenilor care i-au oferit la votul? Capitolul de politică externă, prestația președintelui Maia Sandu este una foarte bună. Alta este problema că în programul ei electoral, de anul trecut au fost niște prevederi care nu intră în competența președintelui. Domnule, i-a spus dezolvarea Parlamentului. A reușit. Da, când nu avem un guvern, președintele este în prim plan, este principalul actor politic instituțional. Când avem un guvern ales, deja președintele face un pas în spate și lasă guvernul să gestioneze treburile. Aici noi trebuie să recunoaștem că președintele Maia Sandu, cu toate că nu a avantajat prevederile constituționale, jucând cumva la limită, speculând la maxim greșelile multe a lui Igor Dodon politici, a obținut dizolvarea Parlamentului ca să curăță clasa politică moldovenească. La capitolul de politică externă a avut o prestație foarte bună. Altceva că în promisiunile electorale erau, în programul ei electoral, erau o serie de promisiuni care îți dea competența guvernului. Deocamdată, guvernul, cu toate că trebuie să specificăm că a fost o perioadă foarte scurtă, guvernul nici pe departe nu se ridică, ca instituție, nu se ridică la prestația la fel de bună sau la atât de bună cum o are prestația președinției. Deocamdată, în acest tandem, care trebuie să fie președinție guvern, deocamdată guvernul șchiopatează. Domnule Lisnevski, dumneavoastră, bine, da, ce atitudine aveți față de activitatea sau prestația iată președinte Maia Sandu în primul an de mandat? Primul rând, da, ce înseamnă activitatea, da, sau combinația electorală și acele realizate deja, domnul Tăbărț a vorbit, dar a fost practic, dacă nu greșesc, peste 60% de promisiuni care nu țineau de atribuția președintelui. Ce ține de relații externe sau succesele externe a doamnei Maia Sandu, aici nu putem vorbi, dacă sincer, despre un an de plin, pentru că prima perioadă doamna Maia Sandu nu a avut, așa zicem, susținerea guvernului și a Parlamentului, dar a fost un președinte, să zicem, în opoziție. A doua perioadă a fost un președinte care, bine, prin relațiile sale, întâlnirile, face mai mult, așa zicem, campanie electorală ascunsă pentru partidul PAS. Și deja vedem a treia etapă în care președintele, împreună cu guvernul, da, încearcă să activizeze, să refacă aceste relații, apropo, cu toate țările. Dacă, sincer, am rămas puțin uimit, nu m-am așteptat la astfel de nivel de diplomație, pentru că, dacă sincer, m-am așteptat mai mult la o politică externă radicală, da, care noi vedem în Ucraina. Însă Republica Moldova m-a uimit anume cu poziția diplomatică și chiar au fost mai multe încercări din partea Ucrainei de a implica Republica Moldova în acest joc geopolitic, însă Republica Moldova nu a acceptat, da, sau nu s-a lăsat să implice în acest joc. Și da, se vorbește foarte mult despre această platformă Crimea. Iarăși, foarte mult, și de ce, că a influențat la prețul la gaz, că a influențat, iarăși,
practic, foarte multe țări au participat, da, cineva la nivelul de ministru, cineva la nivel de prim-ministru, dar totuși au o relație bilaterală cu Federația Rusă foarte bună. Fix așa și Republica Moldova. Bine, una este că unele declarații care să fie mai diplomatice, una că să fie mai transparentă, mai pragmatică și mai deschisă chiar spre Federația Rusă și partenerii noștri, dar iarăși, eu nu văd acel radicalism, da, la care mulți s-au temut, pentru că iarăși domnul Kozak a fost în Republica Moldova și s-a discutat la calm, destul de pragmatic, adică au rămas toți mulțumiți. Iarăși, domnul Popescu, la momentul dat s-a întâlnit cu domnul Lavrov, adică iarăși a fost discuție. În momentul dat, Federația Rusă dă un semnal că noi nu suntem pericol pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Poate să fie un alt pericol atunci când o țară devine destul de radicală, când, știți, când cineva mic încearcă să sară la cineva mare. Da? Aici poate deja să apar ambiții politice și de la care se suferă. De ce? Iarăși, foarte mult s-a vorbit și deja noi suntem în secolul 21, că țările mari, da, ei pot să-și permit unele declarații haioase, unele învinuiri, pentru că sunt țările mari puternice. Țările mici trebuie să aibă o politică deșteaptă externă, să aibă posibilitate de a negocia și cu unii și cu alții, da, să fie o țară neutră cu adevărat și economic și politic. Și de ce? Bine, la acest capitol, chiar critici practic nu sunt, dar unica care este critică, da, asta combinația guvernul, parlamentul, președinție, da, pentru că practic toată puterea există la un partid, da, reprezentant de lider neoficial, doamna Maia Sandu, de ce foarte mult contează și de guvern. Pentru că noi vedem la momentul dat, da, cum s-a schimbat după 100 de zile de guvernare, cum s-a schimbat politica doamnei Maia Sandu. Este o strategie, mi se pare că, din punctul de vedere tehnologiei politice, foarte corectă, care se distanțează. Adică, permanent la orice întrebare despre guvern, doamna Maia Sandu răspunde, nu este atribuția mea, este atribuția guvernului, eu nu știu, nu eu am vinuit, nu eu am deschis dosare. Adică, iarăși, dintr-un punct de vedere, este corect, pentru că guvernul, la momentul dat, ca imagine, lovește destul de tare imaginea doamnei Maia Sandu. Și anume, când va fi posibil că președintele, guvernul și parlamentul vor avea o comunicare, măcar între ei, vor lucra în tandem și iarăși fiecare va ține cont de imaginea țării și de imaginea propriului institut, atunci putem vorbi la un succes, da, pe plan extern, dar iarăși, au trecut practic 3 luni de zile, de ce mari așteptări nu au fost. Da, sperăm mai departe. Aș vrea să punctez aici și vorbeam despre vizita pe care a efectuat-o președintea țării Maia Sandu la București, acolo unde s-a întâlnit cu președintele României Klaus Iohannis. Acolo a și fost semnat un acord, acordul respectiv de foaie de parcurs privind domeniile de cooperare dintre România și Republica Moldova, o foaie de parcurs foarte importantă și pe mai multe aspecte, inclusiv legată de securitate energetică, de diversificarea resurselor de energie în Republica Moldova și așa mai departe. Deci, cel mai probabil, sunt făcuți mai mulți pași către independența respectivă spre care tindem și despre care s-a tot vorbit în această perioadă, da? din luna septembrie până în acest moment și despre care, cum ați punctat și dumneavoastră, până în acest moment alte guvernări nu s-au preocupat de acest subiect. Dar, așa spuneam, aș vrea să încheiem aici, dacă îmi permiteți, și nu vom face o concluzie finală, dar să ne referim la alegerile locale noi, despre care vorbeam la începutul acestei ediții și trebuie să analizăm și acest subiect, pentru că, de fapt, era principalul. Dar, vedeți, practic, nu doar Bălțul ne interesează în acest moment, de ce nu, pentru că acolo s-a dat cea mai mare bătălie și cum vedeți rezultatul de acolo în general? Știm foarte bine că bălțenii de cele mai multe ori preferau sau erau adepții formațiunilor politice de stânga, de centrul stânga și de această dată am văzut acest lucru, deși erau poate alte așteptări, domnule Tăbărță, cum vedeți dumneavoastră? Nu. Pentru mine, scorul acumulat de domnul Tabăr a fost o surpriză așteptată. Și apropo, chiar recent, câteva zile în urmă, la o întâlnire cu domnul Lisnevski, făcând niște pronosticuri, m-a spus că doamna Tauber va acumula un scor foarte bun. Sincer, nu m-am așteptat că, practic, a fost foarte aproape să câștige din
în primul tur. Noi trebuie să înțelegem că ce nu s-ar spune, însă din punct de vedere structural al electoratului, clivajul geopolitic nu a răspuns, nu a dispărut. El a rămas, mai ales avem niște zone unde clar acest aspect predomină sau este relevant. Uta Găgăuzia, spre exemplu. Candidații de dreapta, practic, acolo nu există. Nici nu au fost. Nu, da. De exemplu, adunarea generală. Nu vreau acum să fac o hartă electorală, geopolitică a Republicii Moldova, însă Bălțu este clar că este un oraș de stânga. Altceva, că într-adevăr în Republica Moldova a început să apară un alt clivaj politic, altul decât politic geopolitic, așa nume corupție, anticorupție, mai ales după furtul miliardului și a apărut de fapt aici un element structural electoral care nu a existat până acum recent, până în 2016, anume diaspora. Diaspora deja este un element foarte important, însă dacă să vorbim concret la Bălți, clar, Bălți este un oraș de stânga. Preponderent se votează partidele de stânga. Chiar și Maia Sandu, în anul trecut, 15 noiembrie, a pierdut. Da, a acumulat un scor fără precedent acolo, dar să nu uităm și de factorul USAT-ei, dar oricum a câștigat un partid de stânga. Însă la Bălți se observă o tendință. Din punct de vedere, la alegerile naționale avem sau se votează preponderent pentru principalul partid sau principalele partide de stânga. La alegerile locale, în prin plan este un lider. A fost domnul Sate, o persoană carismatică, nu vreau nici acum să facem analiză. Dumnealui a folosit municipiul Bălți ca o trambulină spre a deveni polițian național. Din anumite motive nu a reușit, așa și nu a ajuns în Parlament. El s-a retras, spațiu în Bălți, din acest punct de vedere, a rămas gol acum. Și a venit partidul ușor cu doamna Tauber, care perfect s-a pleat pe... s-au umplut acel spațiu gol, desigur, cu anumite accente și ce vedem? Că în Bălți aceste mesaje, corupție, anticorupție, mai puțin contează sau mai puțin rezonează la... Dar oare imaginea doar este importantă pentru bălțeni? De exemplu, dumneavoastră ați menționat că, iată, au făcut o alegere în favoarea lui Renato Usatăi, un alt mesaj, cu un alt mesaj dumnealui s-a manifestat în fața cetățenilor. Este aspectul personalizat. În zonele de stânga, electoratul de stânga, de regulă, sunt zone unde electoratul mai mult se axează pe anumite persoane. În general, la noi, scrutinile, sigur, au pe acest aspect personalizat. Noi nu vorbim despre anumite partide instituționalizate, că de regulă cineva votează pentru un partid, indiferent de persoană, dar la noi se votează persoane. Chiar vedem cum scade popularitatea unui lider chiar și de dreapta, scade popularitatea partidului. Apare un lider de dreapta mai popular, imediat crește și ratingul partidului. Pasul. Este, cred că, cel mai elocvent. Da. În cazul dat, pur și simplu se cerea profilul unui lider de stânga cu anumite carisme sau să corespundă anumitor doleanță a cetățenilor sau legătorilor din Bălți. A apărut partidul ușor cu doamna Tauber, care prin anumite promisiuni populiste se cunoaștem că au prins la cetățeni. Domnule Lisnevski, de ce nu au încercat, vorbeam despre această luptă, deci au fost 11 candidați pentru șefia, pentru primăria de la Bălți. Acum deja în turul 2, da, se vor duie la 2, Marina Tauber și Nicolae Grigorii și în candidatul independent, care acum la 20,93% din sufragii și Marina Tauber, așa cum ați menționat și dumneavoastră, doar câteva procente nu i-au ajuns pentru a deveni din primul tur primarul municipiului Bălți. Dumnezeu a acumulat în primul tur 47,93%. Și întrebam aici, de ce partidul de guvernare nu a fost interesat de obținerea unei victorii la acest capitol? Mi se pare că partidul de guvernare a fost interesat și partidul de guvernare bine, a fost interesat mai mult ca atât să participe practic în toate localitățile. Noi vedem că practic doar într-o localitate din 16 nu au participat. Au avut un rezultat destul de bun, adică din 15 candidați, 5 deja au devenit primari, 4 deja au trecut în turul 2. De ce noi vedem acest interes din partea partidului de guvernare? Da? Ca să ajungem la Bălți, da? Pentru că alegerile acestea locale, din cauza unor
informații care, da, ce ține de pandemie, de criză, au fost uitate. Și dacă sincer, mi se pare că doar rezultatul domnului Tauber o reîntors atenția la alegerile din Bels, pentru că dacă câștiga cineva altul, bine, nu era așa de mare interes. Dar noi totuși vedem că în aceste alegeri, da, a contat liderul, mai mult ca atât a contat liderul local care a fost candidat, pentru că chiar și într-o localitate din raionul Iedineț, da, a câștigat un candidat de la PAS, da, măcar că cunoaștem că mare parte acolo sunt electoratul Partidului Comunist Socialistilor sau Partidul, bine, Democrat, care acum este împărțit în Pro-Moldova, Partidul Democrat, dar totuși a câștigat un candidat PAS. Noi vedem, apropo, un rezultat destul de interesant la care eu nu m-am așteptat, dacă sincer, bine, să vorbea despre acestea, dar totuși nu se știe până la urmă care va fi campania, da, când la început la campanie. Partidul Șov a avut doi candidați. Unul deja e primar și unul e că doamna Tauber a trecut în turul 2. Noi vedem o situație destul de paradoxală când majoritatea candidaților s-au lansat în campanii electorale politice, da? Și aici referitor la Bels. Noi, mi se pare că majoritatea candidaților au avut campanii destul de greșite. Pentru că, da, practic a fost, vrem noi, nu vrem, a fost implicat și domnul Usat. O parte din cetățeni, totuși, au un aspect negativ din cauza că și-a dat demisia, da, nu a fost primarul până la capăt. Domnul Grigorișin, iarăși, a fost învinuit și de domnul Usat de faptele corupției. Adică a fost un conflict intern între acestea, în loc de să facă o campanie electorală, adică candidații, în mare parte, au fost implicați în conflicte interne. Personale. Da, personale. Mai mult ca atât, tot același lucru, apropo, s-a întâmplat și la Partidul Socialiștilor. Practic, tot o campanie destul... Ce s-a întâmplat la Chișinău a influențat și rezultatul candidatului. Nu doar, acolo a fost o campanie aparte. Am de ce? Dar doamna Tauber, mi se pare că, da, a avut o susținere din cauza că este orhei, da, ca un exemplu a promisiunilor. Și la noi, lumea, noi vedem că acest lucru lucrează. Da. Le place, nu le place, de ce? Interes. Mai mult campania electorală deja era reflectată prin orhei și rezultatele obținute. Rezultatul deja îl vom vedea, inclusiv și pe țară, inclusiv la toate aspectele pe care le-am discutat în această seară. Ne-am referit la criza energetică, la acest conflict și la această situație pe care executivul, iată, promite că până la sfârșitul săptămânii o va soluționa în cele din urmă. Cu executivul 100 de zile, cel mai probabil, este prea puțin pentru a aduce rezultate palpabile. Dumneavoastră, domnule Tăbârță, ați menționat despre faptul că lipsa de experiență cumva împiedică soluționarea mai rapidă a anumitor probleme, dar și despre primul an de mandat, Amaia Sandu, am discutat tot aici în cadrul ediției de astăzi și nu ne rămâne decât să avem și alte așteptări și să vedem ce ne mai așteaptă, dar mai departe, care vor fi acțiunile puterii. Vă mulțumesc pentru participare în cadrul acestei ediții. Nu ne-a mai rămas încă în timp pentru concluziile de rigoare, dar sigur ne vom revedea și la alte ediții. Eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ați fost alături de noi în această seară. Noi ne revedem joi, tot aici, la aceeași oră. Numai bine!